Rămânem ridicați în picioare, dragii mei, deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Corinteni, capitolul 10, citim de la versetul 6 până la versetul 13 inclusiv. Pagina 1120, 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris: poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile, cântăm o cântare cu toți spre slava Domnului, apoi ne pregătim să ascultăm al Domnului cuvânt, Domnul să lase har. Amin. Domnului. Spre lauda lui Dumnezeu întotdeauna să cântăm, cu o inimă bună pregătiți să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Dragii mei, viața noastră umană oscilează între două componente, între două lucruri, între ceea ce înseamnă lucrarea pământească a vieții noastre și spre ceea ce este lucrarea duhovnicească din viața noastră. Oscilăm între ceea ce este pământesc și ceea ce este duhovnicesc. Mi-aduc aminte, cu mai mulți ani în urmă, eram prezent la o seară de rugăciune în Detroit, la familia Franciuc acasă. Am ajuns de pe drum și familia a spus: vă punem ceva să mâncați înainte să începem rugăciunea. Am zis: nu mâncăm, că dacă mâncăm acum, după aceea nu mai rugăm bine. Dacă ne lăsați să ne rugăm prima dată, după aceea o să mâncăm bine. După ce a trecut seara de rugăciune și am avut o părtășie frumoasă, ne-am pus la masă și am mâncat pe cinste, ca la români acasă, și ne-am bucurat de părtășia împreună cu frații. Oscilăm între ceea ce este pământesc și între ceea ce este duhovnicesc. Ne place în egală măsură momentele frumoase de părtășie duhovnicești, o seară de rugăciune, un moment când avem invitați împreună, când lasă Dumnezeu un cuvânt deosebit în adunare. Ne plac acele momente frumoase care lucrează la partea spirituală a vieții noastre. Și ne place în egală măsură și atunci când în familie avem o părtășie frumoasă, vin copiii, vin rudele și luăm o masă împreună cu toată familia. Și stând la masă, vorbim, discutăm, amintim, ne place împreună cu unii cu ceilalți. Ne place și partea duhovnicească, ne place și partea pământească. Tot în spațiul acesta se dă lupta pentru împărăția lui Dumnezeu. Roman capitolul 14 cu versetul 17: căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În acest domeniu se dă lupta pentru împărăția lui Dumnezeu, între ceea ce este pământesc, mâncare și băutură, și între ceea ce este duhovnicesc, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu spunem că noi nu avem nevoie de mâncare și băutură, că avem nevoie, suntem oameni și ființele noastre n-au ajuns încă la glorificare, încă suntem în lupta aceasta între pământesc și duhovnicesc. Apostolul Pavel, mai târziu în cartea 1 Corinteni, va menționa în capitolul 15, anume în versetul 46: dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Mi-aduc aminte, cu mai mulți ani în urmă, spuneam fratelui păstor Vasile Hozan, eram foarte necăjit de o greșeală care o făcuse și i-am spus: nu pot să-mi imaginez de ce am făcut greșeala aceasta. La care Dumnezeu foarte nostim se uită la mine și spune: pentru că nu văd că ai încă arii pe spate, încă n-ai ajuns în geraș, încă ești om și de aceea încă greșești. Pentru că încă n-am ajuns glorificați, dragii mei, încă suntem oameni și în natura noastră umană încă greșim, încă facem greșeli, încă suntem supuși acestei firi slabe care ne atrage către ceea ce înseamnă păcatul. Dar în același timp este noi o luptă pentru ceea ce este duhovnicesc. Duhul Sfânt din noi ne atrage către Dumnezeu, ne duce către Dumnezeu, ne îndeamnă la fapte bune, ne prelucrează, ne vorbește,
ne învață, ne mustră și Dumnezeu face această lucrare în viața noastră. Și Domnul Iisus remarcă cât de crâncenă este lupta aceasta în viața umană. În Matei 26 cu versetul 41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și în natura aceasta umană oscilăm în continuu între ceea ce înseamnă partea pământească și partea duhovnicească. Apostolul Pavel cel mai frumos pictează acest tablou în Romani în capitolul 7, arătând că în noi sunt aceste două naturi, natura umană care trage înspre rău și natura duhovnicească care trage înspre Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, văd în mine legea aceasta, binele care vreau să-l fac, nu-l fac și răul care nu vreau să fac, iată ce fac. Și apoi exclamă el, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și din ziua când noi am fost mântuiți, dragii mei, din ziua când Dumnezeu ne-a chemat la sfânta pocăință, din ziua când am intrat în apa botezului și am fost botezați cu Duhul Sfânt, din ziua aceea îl căutăm pe Dumnezeu, urmăm pe Dumnezeu, dar încă mâncăm, încă dormim, încă suntem supuși slăbiciunilor, pentru că încă n-am ajuns glorificați. Și din cauza aceea, în noi se dă o luptă foarte crâncenă. Această luptă se dea și în viața corintenilor de atunci. Și când Apostolul Pavel scrie despre lupta aceasta, el menționează că în ceea ce înseamnă libertăți care Dumnezeu le-a îngăduit pentru ei, vor trebui echilibrate în ceea ce înseamnă responsabilitatea creștină. Acești corinteni spuneau că ei știu, au multă cunoștință și din cauza aceea își permit să facă aproape orice. Ei desconsiderau pe frații mai slabi, care se vedeau nu în libertate, să consume din orice se vinde pe piață și mai mult să meargă la festivitățile care se perindau în societatea lor. Acești creștini așa numiți tari mergeau la templele păgâne, mâncau în templele păgâne, mâncau în cinstea idolilor care erau acolo și spuneau pentru ei aceasta înseamnă absolut nimic. De altfel, Iisus Hristos i-a mântuit, ei știu că un idol este tot una cu nimic și prin urmare, ei n-au nimic de pierdut dacă fac aceasta. Pe asupra lor, acești idoli n-au nicio putere. Acești corinteni tari erau în lupta aceasta între carnalitate și între sfințire pentru Dumnezeu. Și Apostolul Pavel trage câteva semnale de alarmă. După ce în 1 Corinteni 8 ne spune lupta care se dă, în 1 Corinteni 9 ne arată ce înseamnă a-ți opri libertățile tale în favoarea lucrării lui Dumnezeu. Acum în 1 Corinteni 10 Apostolul Pavel dă argumentele teologice de ceea ce este nepermis să stai într-un templu păgân și să mănânci la masa lor, deoarece cu toate că idolul este nimic, în spatele lui stă un demon cu care tu poți intra în contact. Și aici ne spune în prima parte Apostolul Pavel despre poporul Israel, arătându-l ca o pildă dată pentru noi. Observasem ultima dată că și poporul Israel, prefigurativ, au avut parte de botezul în apă și de împărtășire precum avem noi la cina Domnului. Apostolul Pavel spunea, nu vreau să nu știți că tot Israelul a fost botezat în nor și în mare pentru Moise, tot Israelul a mâncat dintr-o mâncare duhovnicească și beau dintr-o stâncă duhovnicească care era Hristos. Apoi spune el, totuși, cei mai mulți din ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Ca mai departe, în această seară, să observăm că Apostolul Pavel dă câteva exemple de lupte la nivel de carnalitate care pe oamenii de atunci i-au dus la pieire. Și noi, ca și creștini, suntem chemați să fim foarte atenți să nu cădem în aceeași plasă a celui rău. Dar suntem liberi. În har nu mai este atâta îngrădire cum era în lege. Noi putem să facem tot ce voim, ziceau ei. În Galateni spune Apostolul Pavel în 5:13, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie și noi spunem slavă Domnului. Suntem liberi în Hristos. Dar merge mai departe Pavel, numai nu faceți în slobozenia aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.
Cu toate că suntem liberi în Hristos, cu toate că Iisus Hristos ne-a scăpat de sub povara și corvoada legii, noi suntem chemați în libertatea aceasta să-L onorăm pe Dumnezeu și nu firea noastră pământească care ne cere tot mai mult tributul. Trei păcate predominau în viața corintenilor: idolatria, curvia și mândria. Și aceste trei păcate sunt, din nefericire, atot prezente chiar și în viețile celor care trăiesc în era modernă și sunt în biserică. Aceleași lupte se dau și astăzi, precum se dădeau și atunci. Vă pun doar așa într-o scurtă perspectivă. Dacă atunci mergeai într-un templu păgân să mănânci acolo în fața unui idol și se mânca în cinstea idolului, astăzi se fac festivități în care nu mai avem un idol ca atunci, un zeu, dar oamenii se închină precum atunci la unele lucruri care duc oamenii la sclavagie spirituală. Și observați că aceleași lupte se dau și în ziua de astăzi. Ca să nu se piardă cei tari, Apostolul Pavel le arată niște avertizări vechi testamentare. Este titlul mesajului: avertizări vechi testamentare. Ne spune versetul 6: și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament nu s-a întâmplat numai așa ca un aspect istoric, ci s-au întâmplat să ne dea nouă o pildă. Acum, după terminologia biblică, o pildă înseamnă o ilustrație. Hristos a vorbit deseori în pilde, adică o ilustrație a unui gând care vreau ca oamenii să-l învețe. Ilustrația nu trebuia să fie reală. E ca și cum a spune eu: gândiți-vă că mergeți afară și apare o mașină. O ilustrație închipuită. Ei bine, ce spune aici Apostolul Pavel, ne slujește nouă drept pilde, nu este o ilustrație, ci este o tipologie. Cuvântul original este tipos, care înseamnă o tipologie sau ceva gravat prin ceea ce s-a întâmplat. Anume, spune Apostolul Pavel, ce s-a întâmplat în viața poporului Israel devine ca un tipar pentru ceea ce se poate întâmpla și în viața voastră dacă nu aveți grijă. Și spune Apostolul Pavel, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, tipologie, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Inima lor a fost atrasă înspre carnalitate. Dumnezeu i-a scos din Egipt, mântuindu-i, ducându-i spre țara promisă, și au plecat din Egipt cu aceeași inimă împovărată de dorințele pământești. Acești oameni n-au lăsat Egiptul în inimă, ci l-au luat în inima lor și au mers mai departe cu el înspre Canaan. Și Pavel ne spune, au poftit după lucruri rele. Expresia lucruri rele înseamnă o putrezire internă. Ca și cum un copac poate arăta bine pe din afară, dar înăuntru este putred, similar, reprezintă o stare mizeră, ceva din interior, care corupe sau vine dintr-o corupție morală interioară. Oamenii aceștia erau corupți interior și din cauza acelei corupții au poftit, au râvnit, au dorit ceea ce este rău. Este primul nivel în care omul lui Dumnezeu poate fi lovit de cel rău. Observați, dragii mei, pofta aceasta este ațățată de două lucruri: ori din firea pământească, din dorință naturală, ori din ispita externă care cel rău aduce în fața omului. Ca să înțelegem cum lucrează aceasta, întoarcem la Iacov, la capitolul 1, cu versetul 14. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Observați cum lucrează lupta aceasta în viața credinciosului. Fiecare, pentru că trăim în trup, avem pofte naturale. În noi Dumnezeu a înscris pofta de mâncare, e normală, e naturală. Și de aceea când mănânci te simți foarte bine, îndeplinește acea poftă care noi avem înaintea lui Dumnezeu, sau mi-a spus înaintea vieții noastre. Similar, în viața noastră mai există altfel de pofte. Pofte de somn, de exemplu, nevoia ca să ne odihnim, sunt lăsate de Dumnezeu în viața noastră și sunt folosite astfel ca noi să putem trăi o viață normală.
Poftele acestea pot fi atâțate de ispite care apar și ne înconjoară viața noastră. Observați, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Este prins ca într-o cursă de cel rău, atras înspre ceea ce înseamnă păcatul în viața omului. Ei bine, apoi, pofta când a zămislit, similar cum se întâmplă în nașterea naturală, când se zămislește un copil ca mai apoi în timp, după 9 luni zile, să se nască, păcatul se zămislește prin poftă. Nu imediat apare, ci în timp va crește, va dospi și la un moment dat păcatul se naște și păcatul înfăptuit aduce moartea. Oamenii aceștia au poftit în inima lor și Pavel ne spune să nu poftim după lucruri rele cum a poftit ei. Nevoia carnală, dorința carnală i-a însuflețit în tot timpul cât au mers către Canaanul promis de Dumnezeu. Noi am pornit către cer. Dumnezeu ne-a chemat la mântuire. Ne-a scăpat din viața veche care a fost înainte de botez și mergem către Dumnezeu. Dar știți că în viața aceasta încă suntem atâțați în trupul nostru de pofte, patim, lupte care cel rău vrea să le aducă în viața noastră? Încă suntem ispitiți și Pavel ne spune, nu care cumva să poftim ca cei ce au poftit și din cauza aceea, din cauza poftei, s-au născut 4 păcate în viața lor. Observați-le împreună cu mine. În primul rând, să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Pofta aceasta i-a dus să se închine idolilor. Aici face Apostolul Pavel referință la Exod capitolul 32. În momentul când poporul, așteptând pe Moise să vină apoi de pe munte, au făcut un idol și în fața acelui idol au mâncat, au băut și au jucat, spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Observați unde este problema. Nu atacă Pavel atât problema de consum de mâncare, cât este practica a te închina în fața unui idol. Ce făceau acești corinteni? Mergeau în templele păgâne, mâncau acolo, implicit erau implicați în natura închinării, apoi spuneau, noi n-am păcătuit cu absolut nimic. Și dacă alții se oftică, e treaba lor. Noi suntem tari în Hristos, noi știm ce înseamnă Dumnezeu și idolul. Ei, observați aici ce spune Biblia. Acești oameni au poftit și prin urmare au ajuns închinători la idoli. Au făcut un idol, au mâncat în cinstea acelui idol, au băut în cinstea lui și mai mult s-au sculat să joace. Expresia aceasta, s-au sculat să joace, comportă o idee de senzualitate. Comportă o idee de imoralitate. De aceea când observăm închinarea la idoli, întotdeauna se asociază cu ceea ce înseamnă imoralitatea trupească. Ca să vedem că așa stau lucrurile, în Geneza, în capitolul 39, cu versetul 14, ni se spune despre Iosif. Când la un moment dat este ispitit de nevastă lui Potifar, auziți ce spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. A chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine și eu am țipat în gura mare. A adus un om ca să-și bată joc de noi. De fapt, rabinii vechi interpretau direct din Talmud acest cuvânt. A adus un evreu să se joace cu mine. Expresia joacă reprezintă un act al imoralității. Poporul s-a închinat la idol din cauza carnalității și a poftei născute în firea lor. Prin urmare, în timpul acestei idolatrii, în închinarea lor, au mâncat în cinstea zeului și au început să danseze cu o conotație imorală. Mai apoi ne spune versetul 8, să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Următorul pas după ceea ce ajungem la idolatrie este să cadă în curvie. În ceea ce se întâmpla în Corint, ei înțelegeau, pentru că această curvie era consfințită la templele păgâne. Erau pur și simplu prostituate angajate să facă acest serviciu la templele păgâne. Și observați că acolo fiind, mâncând în cinstea zeului, se făceau activități care atrăgeau omul către imoralitate. Și Apostolul Pavel spune, nu uitați, acești oameni care aveau Canaanul promis, care au pornit înspre țara promisă, care au intrat în botez prefigurator și au mâncat din împărtășire ca și voi, oamenii aceștia poftind viața aceasta, au ajuns să se închine la idoli și au ajuns să curvească. Drept urmare, Dumnezeu i-a judecat.
Tot în contextul idolatriei s-a născut și aspectul curviei. În Numeri, capitolul 25, ni se spune despre faptul că poporul Israel căuta să fie blestemat de Balaam. Și Balaam, neputând să-i blasteme, îl învață pe Balac ce să facă cu ei. Ne spune în 25 cu versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Observați, în contextul idolatriei a jertfelor păgâne, în dansurile acelea care duc la imoralitate, poporul a început să curvească. Și drept urmare, Apostolul Pavel ne spune, într-o singură zi au pierit 23.000 dintre ei. Se pune o întrebare, cum reconciliem această contradicție cu Numeri 24, cu versetul 9, dacă nu greșesc, când ni se spune că în Dumnezeu, atunci când i-a pedepsit, au murit 24.000. De ce este o contradicție aparentă? E bine, dragii mei, ni se spune aici că în aceeași zi au pierit 23.000. În Numeri 24 ni se explică faptul că mai mulți au fost pedepsiți, căpeteniile, poporul, urgia a lovit, încă unii au fost chemați să execute pe cei care au păcătuit, numărul total fiind la 24.000. Pavel ne spune că într-o singură zi, mai devreme, au murit 23.000. Dumnezeu a pedepsit pe cei ce și-au permis în carnalitate să încalce poruncile lui Dumnezeu. Dar Pavel merge mai departe spunând că după ce ajungem în starea aceasta, poporul merge mai departe să ispitească pe Dumnezeu. Versetul 9. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Momentul acum este Numeri capitolul 21. Poporul providențial este îngrijit de Dumnezeu prin Moise și prin Aron. Dumnezeu trimite mană din cer și le trimite în fiecare zi mâncarea. Și poporul spune, ni s-a scârbit sufletul de mâncarea aceasta proastă. Adică Dumnezeu să-ți dea mâncare din cer, Dumnezeu să-ți poarte de grijă și răspunsul să fie, m-am scârbit de această mâncare, aș vrea altceva. Această cerință a ispitit pe Dumnezeu. De ce? Au dovedit că Dumnezeu nu e în stare să le dea ceea ce au ei nevoie și ce le oferă Dumnezeu nu este de ajuns de bun. Facem aici o paralelă. Gândiți-vă, dragii mei, că Dumnezeu trimite hrană bisericii în fiecare dată când ne întâlnim împreună. Dumnezeu trimite cuvânt din cer, Dumnezeu lasă câte o prorocie, Dumnezeu lasă har în cântare și Dumnezeu acestea le face în biserică, în beneficiul bisericii. Și unul spune, m-am săturat de aceleași predici, m-am săturat numai de pocăință, dacă s-ar mai spune și la noi altceva, să nu cumva să ispitim pe Dumnezeu ca aceia care au ispitit pe Domnul și-au murit prin șerpi, trimis să-i muște pe cei care l-au ispitit pe Dumnezeu. Observați, dragii mei, poporul acesta s-a stricat din cauza carnalității, dorințe de împlinire de fire. Mai departe ne spune versetul 10, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Sunt două referințe care apar aici, Numeri 14 și Numeri 16. În momentul când cei care au iscodit țara vin înapoi și spun că este o țară bună, promisă de Dumnezeu, ne-o dă Domnul nouă, cei mai mulți spun, nu se poate. Dumnezeu nu ne poate duce acolo. E prea mari. O să murim cu toții. Copilașii noștri o să fie deja. Nevestele noastre o să moară. Și drept urmare, Biblia ne spune că Dumnezeu, prin nimicitorul, a nimicit pe cei care au cârtit împotriva Lui. Asta înseamnă pur și simplu o lepădare de Dumnezeu. Și Pavel explică, dacă voi credeți că sunteți tari, dacă voi credeți că stați în picioare, dacă voi credeți că prin faptul că aveți pe Hristos, nimic nu vă poate bate, nu uitați, era un popor mai devreme, nu ca pildă ilustrativă, ci ca o tipologie a ce se poate întâmpla, care a fost botezat și care a avut parte de sacramente ca și voi. Dar ca și voi au fost ispitiți. Pofta lor naturală a tras înspre idolatrie, a tras înspre curvie, a tras al ispiti pe Dumnezeu și a cârtit împotriva Lui. Și drept urmare, Dumnezeu s-a judecat aspru cu ei. Cei mai mulți din ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustiu. Apostolul Pavel spune, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească de pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Încă o dată reiterează,
Ce s-a întâmplat acolo a fost o tipologie a ceea ce vrea să vie. Și dacă nu vegheați voi și faceți la fel exact ca și ei, veți păți și voi. Dar este un detaliu important. S-au întâmplat pentru noi, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Noi spunem că astăzi trăim vremea din urmă, că Domnul e aproape să vină. Știți când au început să vină vremurile din urmă? În ziua când la Rusalii Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt. De atunci a început vremea din urmă. Pavel spune, mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Acum 2000 de ani era aproape. Eu mă întreb cât de aproape să fie Domnul astăzi de noi, dacă la 2000 distanță în urmă era Dumnezeu foarte aproape să vină. Observați, dragii mei, Dumnezeu este aproape. Domnul vine în curând și biserica este chemată să trăiască în atenție, în curăție, onorând pe Dumnezeu în tot ceea ce face. Apostolul Petru spunea, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Doamne, ajută la aceasta! Ca nu cumva dorința și pofta carnală să mă atragă înspre păcat și să mă duc înspre ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Observați ce se întâmplă. Ei, ca și noi, au o parte de har, dar prin poftă au ajuns la aceste practici imorale. Apostolul Pavel ne spune astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ei spuneau, Pavel, noi suntem tari. Noi suntem tari și prin urmare știm ceea ce înseamnă să mănânci. Pentru noi un idol este tot una cu nimic. Dacă pentru ălalalt nu este, să nu mănânce el. Dar pentru noi este egal cu zero. Și Pavel spune, nu te măguli că ești tare. Că dacă stai în picioare, stai prin harul lui Dumnezeu, dar același Dumnezeu care te ține, este același Dumnezeu care judecă în momentul când nu trăiești cum ar trebui să stai înainte lui Dumnezeu. Deodată apare o reală problemă și îi spun, stai un picuț, păi dacă așa stă problema, cine poate să rămână în picioare? Ispitele acestea sunt mari. În natura noastră este scrisă dorința de păcat și noi suntem momiți, atrași și ispitiți înspre păcat. Cine ar putea să rămână în picioare? Și Pavel spune în versetul 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu-i fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios. Această expresie este extraordinar de importantă pentru noi, dragii mei. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu care ne-a chemat rămâne credincios cuvântului Său și este Cel care are dorința să ne ducă înspre mântuire. Cel ce a început în voi această lucrare bună, o va desăvârși în ziua arătării Domnului Iisus Hristos. El nu ne-a mântuit să ne scape la mijloc, ci El vrea să ne ducă până la capăt și Dumnezeu să ne întărească la aceasta. Observați că Dumnezeu, care este credincios, nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, ci odată cu ispita, noi suntem proporțional puși în ceea ce înseamnă capacitatea noastră să rezolvăm. Dar atunci apare problema și împreună cu ispita a pregătit mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Oare Dumnezeu este Cel care ne ispitește? Ne spune Iacov, capitolul 1, că Dumnezeu nu poate ispiti să ducă omul la rău. Versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Atunci ce se întâmplă? Observați, dragii mei, dorințele noastre sunt ațătate de ispitele care vin din partea celui rău. Dar fără aprobarea lui Dumnezeu, cel rău nu poate să facă absolut nimic. Dumnezeu este Cel care poate îngădui să fim testați ca să se observe ceva în viața noastră. Întoarcem la Deuteronom, capitolul 13, și observăm ce vrea Dumnezeu să vadă atunci când noi suntem ispitiți. Versetul 3. Să n-ascultați de cuvinte celui proroc sau visitor de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Dumnezeu vă încearcă dacă cu adevărat iubiți pe Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu se observă prin felul în care putem să respectăm cerințele
poruncile lui Dumnezeu și acestea nu sunt grele. Prin Hristos au fost scrise în inima noastră, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Natura ne este conformată naturii divine prin lucrarea Duhului Sfânt de sfințire, care zilnic ne schimbă să arătăm mai mult ca El. Și aici apare toată taina. Dumnezeu ne poate îngădui să fim încercați, este Cel care delimitează ispita și a creat pentru noi două lucruri. Mijlocul să ieșim din ea și capacitatea ca să putem răbda. Noi am spune ce bine ar fi dacă Dumnezeu n-ar îngădui nicio ispită. Ce frumos ar fi dacă rămânem fără nicio ispită. Dar, dragii mei, cine primește premiul dacă nu cel ce aleargă la cursă? Ci cel ce rabdă ispita va primi cununa. Aici este lupta care se dă în viața creștinului. Și de aici mă întorc înapoi la început, dragii mei. În noi este această natură care se luptă între carnalitate și spiritualitate, înspre sfințenie. Noi suntem chemați să menținem echilibrul acesta, căutând fața Domnului, ca prin Duhul Sfânt să facem să moară firea pământească și să o subjugăm legii lui Dumnezeu. Modalitatea prin care vom permite ca firea să iasă la suprafață va determina dacă vom rămâne în picioare sau dacă intrăm sub judecata divină a lui Dumnezeu. Acești oameni, ca și noi, au avut parte de experiențe deosebite, dar din cauza poftei care i-au dat pradă, au ajuns să ajungă la idolatrie, la curvie, la ispitirea lui Dumnezeu și la cârtire împotriva lui Dumnezeu. Aceste elemente au adus pedeapsa divină atunci și aceste elemente aduc pedeapsa divină și astăzi peste cei ce se joacă cu Dumnezeu și cu moralitatea. Noi suntem chemați să veghem asupra vieții noastre și felul în care Îl respectăm și Îl onorăm pe Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu este nimeni prea puternic ca să rămână în picioare în fața ispitei dacă nu îl întărește Dumnezeu. Spuneam duminica trecută în limba engleză, era un exemplu a unui frate care spunea, frate, dacă l-aș vedea pe dracu, așa l-aș bate de numai, n-ar putea să-mi facă el absolut nimic. În repetate rânduri a folosit această expresie. Într-o zi, mergând înspre adunare, pe drum, a ieșit o domnișoară tânără foarte sumar îmbrăcată înaintea lui. Așa de ispitit a fost încât gândul l-a năpădit și ajungând la biserică a spus fraților, am crezut că sunt mai tare ca dracu, dar a ieșit nu dracu, a ieșit o domnișoară care m-a pus la pământ. Observați, dragii mei, că diavolul are metode de ispitire. Suntem chemați să veghem asupra noastră. Aceste trei păcate din Corint sunt prezente și în ziua de astăzi. Mândria, idolatria și curvia. Nimeni nu este prea tare să rămână în picioare dacă nu rămâne ancorat în Dumnezeu. Și suntem chemați să veghem asupra vieții noastre ca să nu ajungem în domeniul în care putem cădea în păcat. De aceea am face bine să luăm seama asupra vieții noastre. Revin, unii vor spune, astăzi nu mai sunt temple păgâne, astăzi nu mai sunt idoli. La ce ne referim noi vis-a-vis de această idolatrie? Și, dragii mei, oamenii au o sumedenie de idoli la care încă se închină. Spuneam alte dăți, dacă vorbim despre filme de vremii acesteia în care oamenii stau să se închină și mănâncă în cinstea lor și au un popcorn și stau la un film și stau o seară întreagă să onoreze ceea ce observă ei. Și observați cum intrăm și noi în capitolul idolatriei. Și apoi, după ce vezi un film cu multe scene interesante, se naște pofta în tine și dorința. Și nu ne miră că ajung oameni la imoralitate și vor spune, nu știu ce-i cu mine, că am așa de multe pofte că nu le pot stăpâni. Dar întrebarea este, ce-o intrat în tine ca să ajungi acolo? Ca mai apoi să-L ispitească pe Dumnezeu. De ce la noi numai despre sfințenie, despre păcat, despre pocăință se predică? Nu se poate și altceva? Și ajung să cârtească împotriva Domnului. Eu cred că nu se poate. Păi numai așa, nu mai vreau în felul acesta. Și într-o zi apare Dumnezeu cu judecata. Suntem chemați să veghem asupra vieții noastre, ca nu cumva după o alergare de viață întreagă să ne trezim lepădați. Spune Apostolul Pavel, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu descalificat și lepădat. Îmi doresc împreună cu Apostolul Pavel, noi toți împreună să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, onorând pe Domnul în viața noastră, ca nu cumva la un moment dat să auzim, pleacă cel care trăiește în fără de lege. Observați, dragii mei, unde este taina. Matei, capitolul 7. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău, n-am făcut noi minuni numele Tău, plecați de la mine voi care lucrați
fără de legea. Adică o trăire activă în ceea ce înseamnă imoralul și o viață care nu corespunde cu chemarea sfântă a lui Dumnezeu. O astfel de viață, o astfel de practică, o conduită de viață duce pe om la pedeapsă și nu la mântuire. Apostolul Pavel spune, peste noi au venit sfârșiturile veacurilor, trăim în vremea de har, a venit împlinirea legii care eu aveau și acea prefigurare astăzi este realitate în Iisus Hristos Domnul, care este capul bisericii. De aceea noi care suntem chemați să fim tari în Domnul, suntem chemați să veghem ca nu cumva să cădem, lăsându-ne ca și ei, atrași și momiți de pofte. Dragii mei, puneți întrebarea, cât de mult ne controlează pe noi viața și carnalitatea? Spuneam odată că ceea ce înseamnă să fii lumesc înseamnă să fii permisiv, din Evrei capitolul 12. Nimeni din voi să nu fie lumesc și curvar ca și Esau. Asta înseamnă să fii permisiv, adică unul care calcă peste limită și vrea să vadă cât de departe poate ajunge încât Dumnezeu să nu se supere. Observați ce face o diferență, cum arată pocăința noastră acum 20 de ani și cum arătăm noi în ziua de astăzi. Nu, dragii mei, cum arătau bătrânii noștri, cum arătam noi acum 20 de ani, 30, 40 după fiecare după vârsta noastră și cum arătăm în ziua de astăzi. Cum ne rugam noi în ziua când ne-a chemat Dumnezeu și cum ne rugăm în ziua de astăzi. Cum căutam părtășia cu adunarea atunci și cum o căutăm în ziua de astăzi. Cât de mult eram îndrăgostiți de Dumnezeu atunci și cât îl căutăm noi pe Dumnezeu astăzi. Ce ne permiteam atunci și ce ne permitem noi astăzi. Toate aceste lucruri puse la oaltă izvorăsc din pofta noastră care ne trage tot mai tare și mai departe de Dumnezeu. Dacă ne măgulim că suntem tari, ne măgulim că am fost botezați cu Duhul Sfânt, avem epoleți pe umăr că vorbim în alte limbi, să nu care cumva să nu ne înșelăm, ca într-o zi, din cauza faptului că am poftit, am dorit ca și lumea să ajungem lepădați de Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Suntem chemați să rămânem în picioare. Doamne, ajută la aceasta! Și ca să rămânem în picioare, trebuie să ne lipim inima întru totul de Dumnezeu. Libertăți din har, să fie întotdeauna în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Nimic ca să nu ducă la distrugerea mea, ci la zidirea mea. Și toate să fie făcute în conformitate cu ceea ce înseamnă viața care onorează pe Dumnezeu. Cine face astfel va rămâne în picioare, va beneficia de har și îl va vedea pe Dumnezeu în ziua când se va întoarce pe nori. Eu mă rog noi să fim oamenii aceia. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și hai să împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară.